Sigur știi vorba aia cu ți s-a aprins beculețul. Dar nu orice beculeț vine și cu cele mai bune idei. De pildă, un bec LED e mai deștept decât unul clasic. Stai până la final să vezi de ce. Tipuri de becuri. Începem cu bunicul becurilor, becul tradițional incandescent. Inventate acum mai bine de 100 de ani, becurile incandescente au o durată de viață scurtă. Filamentul din interiorul becului, care creează lumina, se deteriorează cât timp este străbătut de lumină. Deci, cu cât stau aprinse mai mult, cu atât se ard mai repede. Și cine folosește becuri doar de decor? Becurile economice, sau CFL, sunt primele becuri eficiente apărute pe piață. De ce economice? Folosesc cu până la 70-80% mai puțină electricitate decât becurile incandescente tradiționale. Și ajungem la becurile LED. Sunt cele mai eficiente becuri existente în prezent, folosind cu până la 80% mai puțină energie decât becurile tradiționale cu incandescență. Un bec cu LED poate dura până la 50.000 de ore, echivalentul duratei medii de viață a 50 de becuri cu incandescență. Consumul becurilor LED în comparație cu becurile clasice și cele economice. Da, becurile LED sunt mai economice, dar îți voi dovedi asta cu câteva calcule simple. În acest tabel poți vedea sumele de bani lunare economisite prin înlocuirea becurilor incandescente cu becuri cu LED. Nu te-ai lămurit? Atunci să luăm un caz concret. Într-un apartament cu 3 camere și o suprafață de 73 de metri pătrați, se folosesc în jur de 12 becuri LED. Așa că, având acest scenariu în minte, dacă înlocuim 12 becuri incandescente cu 12 becuri LED, vom economisi 36,8 kWh pe lună. Asta înseamnă un consum de energie electrică mai mic cu aproximativ 90%. Avantajele becurilor LED. Avantajele becurilor LED nu se rezumă la cifre. Becurile LED au o viață mai lungă ca becurile clasice incandescente, au pornire instantanee la aprindere, design și paletă de culori versatile și sunt rezistente la șocuri, vibrații, umiditate și temperaturi scăzute. Și, așa cum ți-am spus, un consum de energie mai mic pe același flux luminos decât la becurile clasice. Sigur, becurile LED sunt o soluție foarte bună de a economisi energie electrică, însă nu e suficient să înlocuiești becurile clasice cu becuri LED, ci și să-ți schimbi obiceiurile de consum. Vezi următorul video ca să descoperi mult mai multe metode de economisire.